Se pare că gorjenii au început să înțeleagă cât de importantă este sănătatea lor. 1707 dintre aceștia alegând să se vaccineze antigripal în numai 2 săptămâni de la începerea campaniei. Odată cu apariția crizei financiare, cei mai mulți dintre ei spun că mai bine previn apariția acestor boli decât să ajungă în situația în care să dea bani pe medicamente sau mai mult să se trateze în spital. V-ați vaccinat copiii antigripal? Nu i-am vaccinat momentan. Le-ați vaccinat vreodată? Da, i-am vaccinat. Și o să-i vaccinați? Da, o să-i vaccinez în continuare, dar acum momentan nu i-am vaccinat. Știți ce beneficii are? Da, deci în primul rând sunt protejați contra virusurilor care sunt. Acum momentan nu i-am vaccinat. Vă spusei, deci nu am apucat. Nu. Dumneavoastră vă veți vaccina? Da. Acum momentan am avut o boală și nu am putut. Deci am fost... Da. Dumneavoastră? Da. Credeți că este benefic? Da. Fiecare an îl vaccinați? Păi are un an și 2 luni și când o mai fi este primul. Și ați văzut efectele? Păi noi și l-am făcut. Deci acum 1 săptămână. Deci nu am făcut de mult. Iar dumneavoastră? Da. Nu, momentan nu. De ce? Nu știu. Dar îl veți vaccina? Măcar nu ne-au spus doctorii că trebuie. N-ați fost informată? Nu. Îl veți vaccina? Da. Deci dacă trebuie, o să-l vaccinez. Vă vaccinați? Da. Da. Și noi facem vaccinele și copiii. Poftim? Are efect. Adică vă mai răciți? Nu, eu nu răcesc de obicei. Da. Ați vaccinat copilul antigripal? Nu. De ce? Nu e necesar, cred. Nu este teamă să nu cumva să aibă... Nu, dar nu am vaccinat niciodată pe nimeni din familie și nu... Nu e nevoie. Îl tratați, de exemplu, dacă răcește? Medicamente de medicul de familie. Dar nu răcesc, dacă avem grijă de ei. Da, știți ce, cât de benefic este acest vaccin? Știm. Și cu toate acestea? Nu. Nu, cred că e nevoie. Da, medicul de familie v-a spus că este benefic? Da, ne-a recomandat, dar nu am făcut gripă niciodată și nu știu ce... Și nici dumneavoastră? Nu. Nu am făcut. Dintre cei care au ales să se vaccineze, pe primul loc se află bolnavii cronici, urmați de cadrele medicale. În ultima săptămână avem 1707 persoane vaccinate cu vaccinul antigripal. În această grupă, deci cei mai mulți sunt persoanele cu boli cronice care s-au vaccinat și persoanele peste 65 de ani. De asemenea, avem vaccinate cadre medicale, pentru că practic noi suntem primii care intrăm în contact cu persoanele bolnave și de asemenea copii și persoane aflate în centre de plasament, în centre de ocrotire socială. Numărul este un număr, să spunem, bun, pentru că deja abia suntem la începutul campaniei. Avem în total 6400 de doze la nivelul județului. În momentul în care aceste doze se vor finaliza, vor fi justificate de către medici de familie, vom solicita alte doze de vaccin. Specialiștii spun că vaccinul antigripal este obligatoriu la bebelușii peste 6 luni. Acesta protejează micuții de infecții respiratorii severe cu virusuri și de complicațiile lor care pot provoca moartea. Specialiștii susțin că bebelușii vaccinați sunt feriți și de afecțiuni precum astmul sau infecția ale urechii.